să-mi spuneți care este problema dumneavoastră în legătură cu accidentul pe care ne-ați spus că l-ați avut pe data de 24 februarie 2010. Marea problemă este că firma de asigurare nu vor să-mi dea drumul la dosar. Dosarul care s-a întocmit de daună a doua zi, mă rog, are poze, are, eu știu, cu avariile mașinii, toate avariile sunt înscrise acolo, dar ei nu vor să-mi dea drumul la dosar pe motiv că ar face și ei nu știu ce cercetări. Acum, mie nu mi se pare normal ca să stau cu mașina până când vor ei să dea drumul la dosar, deoarece am proces verbal de constatare făcut de către agentul de poliție care vine la fața locului. Cel în cauză care m-a lovit a semnat procesul verbal, deci fiind de acord cu cele relatate în acesta, și normal, mie mi s-ar părea mult mai simplu să dea drumul la dosar pentru efectuarea reparației. Cum s-a întâmplat accidentul? Unde erați? Cine v-a lovit? Eram pe strada Cocorilor, înainte de semafor cu strada Vlaicu. Eram pe banda 1, la vreo 70 de metri de intersecție. Am făcut manevra de trecere de pe banda 1 pe banda 2, deoarece aveam mașini parcate pe banda 1. Nu am reușit să mă încadrez cu toată mașina în banda 2, decât cu jumătate, deoarece erau alte mașini în fața mea oprite la semafor, la culoarea roșie, și am rămas în acea poziție. La un moment dat, un camion s-a apropiat pe banda 2 și a oprit undeva mai în spatele meu. La schimbarea semaforului din roșu în verde, s-a pus în mișcare și m-a lovit partea stângă, față, zgârindu-mi aripa, farul mi l-a spart, bara mi-a smuls-o. Am încercat să-l avertizez, am claxonat, nu s-a oprit și m-am mutat din banda 2 spre banda 1, fiind un dita mai... Așa. Deci cam așa s-a întâmplat. Bun. Fiind un accident minor fără victime, ați încercat în primul rând să soluționați cazul amiabil, nu? Da, dar nu a fost de acord. El susținându-și nevinovăția. Și atunci ați chemat poliția? Am chemat poliția la fața locului și poliția, după cercetările de la fața locului, găsindu-l vinovat de neatenție în conducere. Bun. Dumnealui a semnat până la urmă că este vinovat? A semnat, sigur, a semnat procesul verbal, fiind de acord cu ca eu să-mi repar mașina în serviciu pe asigurarea lui. Deci, normal semnând, și-a recunoscut vina. Și totuși, cei de la asigurări, ce vă spun clar? V-au dat un motiv clar sau numai așa ambigu, să vedem, să mai investigăm? Deocamdată, eu cred că mă poartă cu vorba, să zic așa. Deci, încearcă să mă ducă cu preșul. Nu vor să-mi dea ceva concret, un răspuns concret, pe motiv că ar trebui investigat și de ei cazul, dar eu nu cred că în țară ar fi un alt organ abilitat, în afară de poliția rutieră, ca să cerceteze un astfel de caz. Deci, mie nu mi se pare normal ca un act întocmit de poliția rutieră să fie contrazis sau... Cam la ce sumă se ridică pagubele dumneavoastră? Acum, cu exactitate, n-aș putea să vă spun, dar aproximativ undeva la 1000 de euro. Deci cu toate piesele, inclusiv manoperă și vopsită. V-au spus cei de la asigurări cam în cât timp ar putea ei soluționa cazul? Concret nu. Concret nu, iar eu de-aia am apelat la dumneavoastră, deoarece nu... nici nu vreau să fiu sincer, să aștept, eu știu, 5 luni, 6 luni sau mai bine cu mașina așa avariată, deoarece nu mi se pare corect, neavând nicio vină să sufăr eu din cauza altora care vor ca, nu știu, în țara asta cam așa merg toate treaba.